Bună ziua! Iată-ne din nou împreună la Centrul Cultural. Mulțumim încă o dată organizatorilor, doamnei directoare, echipei de la Centrul Cultural, celor care sunt în sală sau în fața monitoarelor. Astăzi e o zi specială, 8 martie, Ziua Femeii, și am încercat să aducem în fața dumneavoastră poezie de dragoste, poezie dedicată femeii. Vom citi astăzi din poeziile apărute în volumele mele de poezii, dar nu numai. Am adus din nou și mulțumim pe această cale domnului Florin și doamnei Daniela Căprar, care reprezintă editura Izvorul Cuvântului, și spuneam că vom avea poezie și a unor scriitori care au apărut, au scris de-a lungul timpului și au apărut la editura Izvorul Cuvântului. Dar despre acele poezii o să vă vorbească domnul Florin, da? Mai multe. O să citim poezie, o să și cântăm un pic și sper să ne simțim bine ca de fiecare dată, mai ales că este o zi specială. Bună ziua, domnul Florin, vă mulțumim încă o dată pentru că ați venit în mijlocul nostru. Bună ziua și mulțumesc încă o dată de invitație. Bun, două cuvinte, trei, acum sau poate chiar la momentul oportun, despre poezia pe care vreți să ne aduceți înainte. Eu vreau în primul rând să spun la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor și să spun că această emisiune va fi dedicată femeii. Femeia așa cum este văzută în poezia contemporană, femeia așa cum este văzută prin ochii poeților, îndeosebi cei pe care îi cunosc mai bine, cei care au scos cărți la editura Izvorul Cuvântului, sunt nume de marcă, nume care doar că nu au obținut recunoașterea la nivelul Uniunii Scriitorilor, dar astea sunt alte discuții. Da, trebuie și această, zic eu, recunoaștere, probabil, sau eu spuneam odată că eu nu mă consider poet, da? Nici măcar scriitor. Cei pe care îi prezint aici, eu chiar îi consider poeți, credeți-mă. Eu vorbesc despre mine. Da. Despre mine. Cei pe care îi prezint aici sunt nume valoroase, Val Răzeșu, Ștefan Doroftei, Ion Scriba și Radu Iorgulescu, sunt câteva nume deosebite din poezia contemporană. Și poate vom reuși, nu știu, poate vom reuși să-i aducem fizic și aici. Cu siguranță. Ar fi minunat. Pot fi adus. Pentru că sunt, și eu îi cunosc pe dumnealor, am avut ocazia, exact, am avut ocazia să-i cunosc fizic, tot la toate aceste întruniri ale editurii Izvorul Cuvântului, și sunt niște oameni de valoare și o să și vedeți din poeziile scrise. Ca să nu mai lungim, eu aș vrea să deschid această emisiune cu câteva poezioare de ale mele, probabil după ce o să citesc eu din poezioarele mele, domnul Florin o să ne citească, apoi o să cântăm, iar o să citim. Da? Nu știu dacă imaginea femeii apare altfel în poezia contemporană față de cum apărea acum un secol, da. 50 de ani sau două și secole. Și femeia contemporană este alta decât în perioada interbelică sau antebelică sau în alte perioade ale literaturii. Într-adevăr, diferențele sunt foarte mari, dar diferențele sunt foarte mari și de la scriitor la scriitor. Nu numai pe perioada... Mi se pare să fie normal ca diferențele să fie destul de mari de la scriitor la scriitor, pentru că fiecare are simțirea lui, viziunea lui, da? Sigur că da, și nu numai simțirea și viziunea, dar au fiecare modul lor de a le percepe. Eu doar din selecțiile pe care le-am făcut la poezii, nici aceste selecții din vasta lor operă nu pot fi chiar concludente. Da. O să încep cu o poezioară care deschide volumul Mărturisiri nevinovate, apărută la editura Izvorul Cuvântului. Deci, așa cum văd eu femeia,
Volumul se deschide cu un motto care sună ceva în genul: m-a întrebat cineva odată, tu știi ce e în sufletul meu? Și am răspuns cu o întrebare: tu știi ce e în sufletul tău? Prima poezie care deschide acest volum se numește Mărturisire. El îi spuse: tu ești un înger. Nu, nu sunt, răspunse ea scurt. Ba ești. Ești un înger al luminii și al întunericului totodată. Ești femeie. Iar ea zâmbi, roșind un pic. O viziune de a vedea femeia. Un înger și un demon în același timp. Când pășești în câmp de maci, nu știu, draga mea, cum faci, că întregul univers e un poem scris într-un vers. Și când zâmbetul pe obraz îți apare, mi-e necaz că nu-l pot păstra în veci, să-l am și atunci când pleci. Da, venim, plecăm, în viața asta întâlnim oameni de care ne atașăm, pe care îi zugrăvim noi, să mă introduc și eu printre artiști, scriitori, da? Îți sunt. Eu îți sunt numai un străin. Eu plec adesea și rar vin. Închid ușa în urma mea, lăsând în loc doar amintirea. Rămân aceeași umbră în cer. Ofer un suflet și nu cer decât un pic de fericire să pot pleca spre nemurire. Eu sunt numai un străin, un călător de vise plin, în marea lui călătorie, fără a ști ceva să fie. Și o ultimă poezie din acest prim calup, declarație. Iubito, port pecetea sărâtului tău în suflet. Aceasta a fost viziunea mea sau asupra femeii. Am să continui cu alte alte imagini ale femeii. O poezie scrisă în urmă cu foarte mult timp, dar apărută în carte acum 5 ani, în 2017. Este foarte important să vă zic treaba asta înainte, după care o să vă zic cum se numește poezia și autorul. Iubita mea, eu ard precum un foc, nu vreau să dau chirie la dușmani. Pe acest pământ pe care nu am loc să te iubesc un milion de ani. Stăpânii lumii joacă la barbut, perversă mascaradă de noroc. Înzângănit de arme te sărut, sub baionete nu există joc. Pământul poartă iarăși epoleți, așteaptă doar un general nebun și pentru că n-avem mai multe vieți, ne vom iubi pe una fel de tun. Cuprinși în brațe, în prelung de rir, visăm în numeri aripi amândoi și sună goarnele, onor la cimitir, sicriele se plimbă printre noi. Iubito, încă sunt civil, dar zău că simt în palme urme de trotil. Iubește-mă cât încă sunt al tău și nu pun foc nebunii la fitil. Deci este o poezie, se numește Iubito, încă sunt civil, autor Val Răzeșu, unul dintre poeții romancieri, eseiști excepționali ai zilelor noastre. Și îmi pare bine că am avut ocazia și am colaborat cu domnia sa la editarea 4 sau 5 cărți. Da, ascultând poezia, mi s-a părut că este o poezie, deși scrisă acum 5 ani, apărut acum 5 ani și scrisă acum cu mulți ani înainte, de foarte actualitate. Exact, am ales-o căutând poezie închinate femeii,
Am ales această poezie în momentul în care am simțit actualitatea subiectului. Am zis, nu se poate, această poezie trebuie să fie cea cu care deschid această și bine serie ați făcut, de poezii. Și bine ați făcut, pentru că gândindu-ne la ce se întâmplă și la zecile de mii exact, de femei care sunt plecate în privegie zilele din acestea. Ucraina. Bun. Dar în continuare nu am să merg pe aceeași stare, deci vom schimba starea, vom încerca să ne depărtăm de problemele actuale și să încercăm să privim femeia un pic mai diferit față de cum a fost privită în prima poezie. Femeia, ca așa cum zice Val Răzeșu în continuare, povestea mea cea mai frumoasă. Ferestrele uitării nu te știu. Mă învelești cu noapte luminoasă. Tu ești povestea mea cea mai frumoasă. Primește-mă, tărâmul tău să fiu. Ești curcubeu pe fruntea mea noroasă și stea polară dorului târziu, ce mi-a înflorit pe tâmple argintiu. În mine, fără tine, nu-s acasă. Așteaptă-mă cu ochii arși de ger la marginea de sus poveștii noastre, ca să ne ducem stelele pe cer și să le ardem lumânări albastre. Îmbrățișați în ultima scânteie, cocori din lacrimi, fulgerați, femeie. Frumos, femeia ca poveste, da? Da. Bun. Tu erai. Te-am găsit ascuns în gând, în zâmbei, tăcut și blând. Îmi erai de ceva vreme dor și drag, dar să te cheme inima n-a prea știut. Tu erai de atât amar de vreme, iar eu habar n-am avut cum să te strig, n-am știut cum să-mi înving teama de a nu te afla. Tu erai, eu doar visam. Deci femeia, vis? Da. Este femeia, este iubita. Și continui tot cu poezie de-a lui Val Răzeșu. Ești femeie, ești iubită. Te visez cu ochii deschiși, încalești de aur gândul, în poem sărută rândul cel cu îngerii proscriși. Și batrap în necuvinte inorogii puși în frâu, fată unduind dar rău către marea dinainte. Pescărușii mei de dor, ce cuvinte își pun pe foi, încă zboară între noi, nu auzi chemarea lor. Tu știi bine, bine știi, bate ceasul meu de ducă, testament îți las, năucă lacrimă de poezii. Dar mai știi prea bine, da, în metafore de-a valma, sufletul ți-ating cu palma, în sărut ce-l vei uita. Un cuvânt mi-a frânt vecia mea de simplu muritor. N-ai simțit din florăria slovelor că mor de dor. Doar în ultima clipită din al anilor talaz îți va curge pe obraz lacrima de dor nunțită. Și ai să vezi în cer deschis cel mai mare adevăr, muritorul ce te-a scris cum îți prinde stele în păr. Anotimpuri. Anotimpuri. În ochi ea poartă primăvară, în suflet îi e mereu vară. Toamna se joacă în părul ei și în urechi poartă cercei. N-ai cum să o iubești așa, cu aia privire ca de catifea, când iarna vieții băteavă va în geam de-ți vrea orba. Și acum, tot din Val Răzeșu, o poezie un pic mai diferită de cele pe care vi le-am citit, se numește Uimire decoltată. Te-am iubit doar cu privirea,
dar aș vrea măcar odată să îți scriu mai decoltată de pe sâni uimirea toată coapselor nemărginirea. Să îți tulbur toți fiorii care fulgeră sub piele, să-ți culeg pe pântec stele, gura vină să se spele către tainele comorii. Mâna stângă să roșească pe la spate tot mai jos, să stresară până la os de alt catifelaș frumos, toată să mi-o cotropească. Dreapta, cu cinci hoți proscriși, să pornească în aventură, să-ți desenez pe gură cerul tot, fără măsură, de sub ochii tăi închiși. Pieptul să mi-l răcorești cu zăpada de pe sâni. Chiar de m-am făcut păgân, lasă-mă, copil bătrân, să-ți gânguresc povești. Sunt și flacără și joc, te-am lipit de mine toată și tresari înfiorată, toată valea minunată a luat deodată foc. Lăcrimează trupul flori, pielei neîncăpătoare, hai să devenim visare, să te plimb în carul mare, după o perdea de nori. Oh, ce frumos! Tu ești toamna mea cu frunze arămii, topindu-se cumva în dreptul inimii. Ești cerul ce priveam așa îndrăgostiți, ce visători eram și cât de fericiți. Ești norii ce-i pictam deja în mintea mea și versul ce-l citeam cu palma în palma ta. Ești cântul de la chitară pe care îl ascultai și noaptea ce de afară în păruți o prindeai. Și cred că ar fi momentul pentru un moment muzical. Da, cred că ar fi momentul să cântăm și un cântecel. Inscripție pe un inel. Am scris-o mic, hai să o citești cu greu. Pune-l în deget, scoate-ți-l mereu. Cât aș fi vrut să ți-l sărut eu, faur, surând în strihul ce ți-l scriu pe aur. Cât aș fi vrut să nu fiu eu de vină, dar am avut numai atâta rădăcină. Cât a rodit o rodie și atât. Citește-l, citește-l când ți-o fi urât. Trei cuvinte, viața-ntreagă, cu puncte, îmi ești dragă. Trei cuvinte, viața-ntreagă, două puncte, îmi ești dragă. Am scris-o mic, hai s-o citești cu greu. Pune-l în deget, scoate-ți-l mereu. Cât aș fi vrut să ți-l sărut eu, faur, surând în stihul ce ți-l scriu pe aur. Inelul strecurat pe dești, sărută-l când ți-l scoți și când clipești. Trei cuvinte, viața întreagă, două puncte, îmi ești dragă. Trei cuvinte, viața întreagă, două puncte, îmi ești dragă. Aș vrea să cântăm Hanul lui Manuc.
Fată frumoasă, fată străină, diseară-mi să te duc pentru convorbire, pentru cină, la hanul lui Manu, la hanul lui Manu. Nu sunt resturi, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Nu sunt resturi, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Diseară să fii pregătită, diseară-mi să te duc pentru cafea turcească șoclătită, la hanul lui Manu, la hanul lui Manu. Nu sunt răsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Nu sunt răsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Nu vin haiducii, sunt ospătarii, draga invito, eu sunt un cuc. Gândul meu află tu și tâlharii, la hanul lui Manu, la hanul lui Manu. Nu sunt răsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Nu sunt răsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Haide frumoasă, haide străino, dragostea mea fără leac. Vino cu mine, surâs și vino, la hanul din Alvea, la hanul din Alvea. Sunt și trăsuri, poți și să pleci, mai e un mileniu până să fie secolul 20. Sunt și trăsuri, poți și să pleci, mai e un mileniu până să fie secolul 20. Mai e un mileniu până să fie secolul 20. Am să continui cu poeziile unui alt poet deosebit de bun. E vorba despre Ștefan Doroftei Doimăneanu, un poet care trăiește într-adevăr fiecare vers pe care îl scrie și nu numai că este foarte prolific, dar este, are și versul lui are și foarte multă substanță. De data asta am ales două poezii care sunt închinate femeii. Femeia pur și simplu. Ne-a stâmpăr în frumusețe, voluptate în naturalețe, tăcere arzând de dorință, iubire și dor și căință. Miracol cu viață în viață, în zborul prin vise măreață, himerică și inimoasă, în taine de suflet faimoasă, frenetică în dăruire, sălbatică în stăruire, pe strune de noapte, soție, o floare îmbrăcată în ie. Aceasta este viziunea lui Ștefan Doroftei într-o poezie care s-a vrut nu a fi o poezie în sine, cât ar fi o imagine alcătuită din ceea ce dânsul a văzut într-o femeie, într-o femeie în general. O femeie pur și simplu. Titlul spune foarte multe, totuși. Da. În această simplitate este un amalgam, o complexitate de trăsături, de trăiri, de sentimente, de delicatețe. Sau poate am greșit eu de data asta și trebuia să citesc prima dată poezia Cine ești? Pentru că, de fapt, este răspunsul la această poezie. Bun, am aflat cine e, haide să vedem cine întrebarea. Ești, exact. Nu știu cine ești.
Poate ești frunza purtată de vânt, pe gândul meu abit de iubire și cânt. Sau poate ești cerul cerut de-n lumină, pe umbra fiorului mângâiat de răsărit pe retină. Poate ești istrețea din flori iritate, de lipsa romanticului adormit în petale uscate. Sau poate ești visul în taine rătăcit, reîntors din uitare și căpătând prin povești zgribulit. Poate ești un atom alergând în zadar prin amintirile celor ce s-au topit fără habar. Sau poate ești gândul evadat din trecut, ori oftatul în taină din dorul meu renăscut. Nu știu cine ești, dar te așteptam. Știam că ai să vii ca un ecou rătăcit să-mi ascult țipătul lacrimii, ca să-mi adun stelele risipite în eter și să ne ascundem în iubire, înveluiți în mister. Ștefan Doroftei, Doi Maneanu. Să încerc să-i răspund eu, domnului Ștefan. Mister ai fost. Mister ai fost ce s-a pornit ca o furtună în deșert. Și apoi am început uimit să te iubesc și încă mai aștept să te sărut pe frunte. Scuzați. Rămâi, te rog, sau du-te. Și mintea mea încearcă a te cuprinde așa cum apărutul mi-ai deodată, iar sufletul în dor ușor te aprinde ca să rămâi mereu tot minunată și veselă precum un cânt, cât fie-mi va să mai fiu pe pământ. Nu vreau nimic și nu aștept decât să te trăiesc în fiecare zi, să te trăiesc așa frumos, astfel încât să pot cu tine în suflet a muri. Eu am să continui, am să trec de la Ștefan Doroftei Doi Maneanu la un alt prieten al nostru, care chiar dacă nu a scos carte la editura Izvorul Cuvântului, este un prieten foarte bun și va fi prezent pe data de 26 martie la, wow, lansarea cărții lui Stelian la București. Și poezia se numește Un singur anotimp. Azi te prefaci că ești, poate erai, de mult cândva, la alte începuturi, cu rădăcina veșnic între fluturi și cu corola în cerul lunii mai. Cu dosul palmei, când ai șters trecutul, a plâns zăpada până hăt departe, cerneala dintre aripă și moarte, păstrând la orizontul ei sărutul. Acum sunt nori și beznă cât se poate și ninge între noi în orice lună. Doar cartea mărturie stă să spună, ne-am fost și draci și îngeri și de toate. Și în continuare tot Radu Iorgulescu, într-o autoreplică, ca să spun așa, spune ceva de genul. Eu te iubeam în versuri cu ardoare și aripi îți spuneam atât de des. Am fi zburat, dar nu ai înțeles, iubita mea, că nu prea bat covoare. Îți inventam cuvinte de mătase, cu ele îți cântam îndrăgostit și te doream de multul dor smintit. Nu te-ai gândit că poate nu spălvase. Spuneam că mi-ești prima dintre coaste și că în taină mi-ești ultimul vis. Am fost pe lună și în paradis și mult aș vrea, dar nu știu să fier paste. De cauți altceva, mai bine îmi spui, căci versul meu nu bate niciun cui. Frumos! Da! Dorință cu tine, ai să-mi vii îmbujorată, purtând roche decoltată și deasupra de genunchi, să-mi pui sub umăr stâng și sub tâmplă dulce junghi și dorința arzătoare de fierbinte sărutare. Ai să-mi vii desculță în iarbă, ca să te sărut de grabă și pe tâmple
și pe gură, și pe umăr, și pe sân, sărutare cum n-a avut parte nici în viața lor mândră de la feciori. Și ai să-mi vii cântând de dor, să mă faci de drag, să mor, să mi te iubesc, femeie, până viața mi se încheie, până ce bunul Dumnezeu, pasăre, o să mă facă să-i cânt fetei ce mi-e dragă. Și pentru că Radu Iorgulescu spunea într-un vers în poezia anterioară, spuneam că îmi ești prima dintre coaste, vom trece la un alt autor al editurii noastre. Din păcate, domnul Ion Scriba nu mai este printre noi de foarte puțin timp, dar este un autor prin care literatura română într-adevăr a pierdut o valoare, o valoare foarte, foarte, foarte importantă. Și dumnealui spune coasta de aur. Femeia este prima donna, soprana de la operă, în orice capodoperă, din Antigona în Desdemona. Femeia, floare de coral, rozalba vie ca mărgeanul, inflorescența din oceanul ce nu vrei să-i ajungi la mal. Femeia are primul rol în prima operă de artă. Ea este stema ce o poartă orice bărbat pe pieptul gol. E boală însănătoșitoare și după câte înțeleg, este o lipsă fără care niciun bărbat nu ar fi întreg. Ea strălucește luciferic, dumnezeiește sau drăcesc în galaxia de întuneric al spiritului bărbătesc. Din lut astral, meșterul faur, dumnezeiescul creator, a făurit coasta de aur. Vreo întrebare, domnilor? Când? Când pășești în câmp de maci, nu știu, draga mea, cum faci, că întregul univers e un poem scris într-un vers. Și când zâmbetul-ți pe obraz îți apare, mi-e necaz că nu-l pot păstra în veci, să-l am și atunci când pleci. Și voi continua tot cu Ion Scriba. Să prețuim capacitatea și datoria de a crea. Ereditară dragostea, ereditară libertatea. Iubirea pură mă inspiră și dă al sufletului ton în universul ca o liră la care cântă Cupidon. Cu teamă și cu îndrăzneală aștept mult așteptata zi când eu și tu ne-am contopi în dragostea universală și în beția de eter, mahmur de atâta univers, un cântec să închinăm din mers la toate nunțile din cer. Și dacă iar din suflet rupe tu mai, ar fi ca și cum ai alunga din rai și aș rătăci prin lume fără rost, nimic nu ar mai fi cum a mai fost. Și dacă iar numai tăcere îmi vei da, ar fi ca și cum veșnic tu mai condamna să mor cu fiecare secundă ce din viața a noastră îmi tot trece. Și am să continui cu același Ion Scriba. Din turnul rece al ideii cobor și simt cum mă străbate fierbintea electricitate a dragostei și a femeii. Femeia circulă în natură ca un atom polivalent și care pune, evident, știința în încurcătură. Feminitatea, o minune, dar arma ei secretă spune că e soldat în misiune, căci adunate la un loc, două femei sunt sau fanfară, sau foarte multe guri de foc,
din artileria ușoară. Mamei mele, atâta frumusețe ai în suflet tu, femeie, și atâta liniște îmi dai când ziua se încheie și când mă simt pierdut. Iubită ești și mamă ești și atât de minunată, ești eroina din povești ce îmi citea odată și te iubesc, știi, mamă? Femeia-i, ca principiu cosmic, simbolul golului divin, rotind în jurul unui ax mai mic, lângă eternul masculin. În misiunea ei de plină, acoperită de decor, chiar frumusețea feminină este un sex exterior. Bărbatul este mâna dreaptă, femeia stânga. Și împreună, îngemânate sub cunună, cuvântul spus devine faptă. În circulară aventură, cărări secante căutăm, dar undeva e o curbură pe care noi o ignorăm. Femeie și bărbat, cei doi, două imperii în război. Și acum cred că ar fi cazul unui nou moment muzical. E umbra aceasta pe care o semeni în sufletul meu, cu milă și tristă mirare voi duce-o cu mine mereu, voi duce-o cu mine mereu. Și-apoi într-o zi oarecare, în care va fi cel mai greu, voi pune-o de calendare, duminica trupului meu, duminica trupului meu. Fior prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umbră să redevin ființă. Fior prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umbră să redevin ființă. Flămând de iubirea întreagă, pe vremi cu amur mohorât, când zorile noaptea-și dezleagă, mă satur cu o umbră și-atât, mă satur cu o umbră și-atât. Și sufletul meu te mai roagă, magnetic ca targ doborât, în umbra tăcută și dragă, așează-ți fularul la gât. Așează-ți fularul la gât. Fior prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umbră să redevin ființă. Fior prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umbră să redevin ființă. O umbră se închide în mine, o umbră prin mine trecut. E atâta de rău că e bine, e atât de mult dacă e nu, e atât de mult dacă e nu. Bacovia și iese din sine și râde în da și în nu. O umbră în viață mă ține și umbra aceea ești tu, și umbra aceea ești tu. Ior prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umbră să redevin ființă. Fior prin mine umblă și nu am trebuință, te rog,
pe tine umbră, să redepin ființă. Și un ultim cântecel. Eu care voiam într-un alt și alt decor, eu care spuneam prealesne și oricui mi-e dor, abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Eu care veneam acasă cu un surâs formal, monoton spunând același monolog banal, a plecat, mi-am zis, sunt liber, dar n-a fost așa, o iubeam numai pe ea. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice s-o mai tor din drum. Am zărit-o pe o stradă pentru o clipă doar, să-i vorbesc și să mă apropii era în zadar. Ea care mă aștepta plângând când eu uitam să vin, mă privea acum ca pe un străin. A trecut atâta vreme de când a plecat, dar abia acum mi-e dragă cu adevărat. Abia acum când locuiește doar la mine în gând, o iubesc mai mult decât oricând. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice s-o mai întorc din drum. Mulțumesc! Domnul Florin, vă rugăm să continuați lectura poeziilor, după care o să încercăm să tragem o concluzie. Sigur că da, pentru că ne aflăm la finalul emisiunii, așa cum în fiecare an am fost alături de soția mea la evenimente și la acest aniversar și de 8 martie, de 1 martie, aș vrea să citesc câteva poezii dedicate ei, scrise de mine, sigur. Tu ești frumos, dar dacă n-ai fi fost, cum oare aș fi putut să te găsesc? Că întreaga lume n-ar fi avut vreun rost fără surâsul cald și îngeresc. Tu ești, dar dacă n-ai fi fost, cum oare aș fi putut să modelez din lutul pământiu, mizer și anost, un chip angelic? Cum oare să-l creez? Tu ești, și atâta cât mai ești, eu prețuiesc că mirificați prezență, trăind ale iubirilor povești necontenit în scurta existență. Tu ești, dar dacă n-ai mai fi, m-aș bucura într-una că ai fost. Și cerului mereu i-aș mulțumi că vieții mele tu i-ai dat un rost. Frumos! La această poezie, Daniela mi-a dat o replică pe care vă rog să-mi permite să o citesc. Și după aceea, replica replicii. E primăvara vieții mele. O îmbrățișez cu mare drag. Spre un altar proșesc grăbită, spre al luminii dulce prag. Cu un zâmbet cald, azi mă cuprinde și vraja ei încet malină.
un suflet plâng ce se desprinde o raza nopții de iubire. Acea mirifică prezență eu o trăiesc atât de mult în scurta noastră existență, departe de al ei tumult. Și n-a trecut prea mult de atunci, o clipă, o eternitate, când recitai cu vorbe dulci rondelul vieții noastre toate. Frumos. Rondelul miresei mele. Versurile mi aparțin. Sărut mireasă, mâna ce împoartă, simbolul sfânt al dragostei eterne. Inelul ce a legat a noastră soartă și peste timp iubirea o așterne. Trecut au ani și am mai trecut de o poartă. La tâmple, timpul clipele își cerne. Sărut mireasă, mâna ce împoartă, simbolul sfânt al dragostei eterne. Deci am greșit vreodată, tu mă iartă, căci n-am știut iubirea discerne. Și noi mai rătăci pe-a vieții hartă, pe drumul nopților pustii și terne. Sărut, mireasă, mâna ce împoartă, simbolul sfânt al dragostei eterne. Foarte este frumos. O poezie scrisă în 2017, chiar la cununia noastră religioasă. Cum lucrează Dumnezeu? Și anume, am început misiunea cu inscripție pe un inel, misiunea s-a terminat cu un inel. Exact. Un rotund, da. Tema emisiunii de astăzi a fost femeia? Femeia oglindită exact. În poezia contemporană. Corect. Eu sper că am adus câteva exemple. Am încercat să nu vorbim prea mult despre poezie. Am încercat să citesc cât mai multe poezii, tocmai pentru a atrage atenția tuturor că poezia contemporană există, poezia contemporană trăiește, este de calitate extraordinar de bună. Nu pot să zic că toți poeții au aceeași trăire, aceleași simțiri, aceleași modalități de exprimare, nu, dar sunt câteva nume care merită din plin făcute cunoscut. Vă repet încă o dată, Val Răzeșu, Ștefan Doroftei, Radu Iorgulescu și Ion Scriba, Dumnezeu să-l odihnească, dar pe lângă ei, Neagu Vasile, Ioana Raluca Trandafir, Mihaela Borzea, Adrian Goia, sunt mulți și mulți alți poeți care, într-adevăr, din păcate, nu au posibilitatea acum să fie recunoscuți la nivelul la care ar trebui să fie cunoscuți. Domnul Florin, mă scuzați că vă întreb, tocmai de aceea, la un moment dat, era vorba despre un proiect pe care să-l facem aici la Pitești cu editura, da? Și poate reușim să aducem acești scriitori aici. Vom reuși cu siguranță. Deci să-i aducem aici ca să-i cunoască mă și gândesc, publicul pentru că e de ajuns să-i chem, suntem Piteștean. Prieteni, suntem oameni care, de prieteni de 5 ani de zile, cu toți, în afară de Ion Scriba, care, din păcate, nu mai e lângă noi, dar... sunt cărțile dumnealui, e vorba de Divina Fantezie. Văd că dumneavoastră ați adus acum foarte bine niște cărți. Divina Fantezie este o trilogie a lui Ion Scriba și după aceea un alt volum, Odiseea Spiritului, volumul 1 și volumul 2. Deci sunt cărți deosebit de valoroase pe care, din păcate, trebuie să spun, au fost în librării, nu s-au vândut și încă am avut noroc că le-au primit în librării și că domnul Ion Scriba a reușit să-și vadă cartea într-o librărie înainte de a muri, cu o lună jumate. El și-a dorit tare mult confirmare pentru că știa valoarea dumnealui și din păcate, mai mult de atâta, noi nu am putut să facem decât să-l introducem în librărie, dar da.
Vă mulțumesc. Da. Da, 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 cu siguranță. Cărțile acestea le-ați adus ca să le să rămână aici la, da, la Centrul Cultural. Da. Mulțumim. Ce mai vreau să spun, nu cred că ar fi avut niciun farmec, efectiv să facem un fel de teorie literară, no, referitor la poezie, cum este scrisă, cum este văzută, ci pur și simplu ne-am limitat doar la a citi poezie. Exact, pentru că cei care ne urmăresc ascult și altfel simt decât nu, dacă ar fi stat să asculte sensurile. Polilogie, vorbă. Nici nu aș fi vrut să schimb, exact, să exact. Impunem noi un sens exact. Anume poeziei, corect, pentru corect. Că fiecare cititor sau ascultător sau cei care vor urmări emisiunea, la fel, deci fiecare va simți în felul său va simți. La fel cum fiecare autor a simțit în felul lui să scrie. Și a văzut eu, femeia eu, în Ion felul lui. Scriba este, a fost un om mai, cum să zic, deci Ion Scriba a fost un om mai glumeț, deci era pus pe glume în permanență, un spirit viu până în ultima lună de viață. Deci pur și simplu, la fel, Val Răzeșu, o adevărată enciclopedie a literaturii, nu numai contemporane, a literaturii în general și nu numai române. Da. Domnul Florin, încă o dată vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația să participați la această emisiune, la acest nou medalion. Mulțumim doamnei directoare, Centrului Cultural, mulțumim celor care ne onorează cu prezența în sală și să sperăm că ne vom vedea sănătoși, fără alte evenimente neplăcute. Doamne ajută și să ne ferească de ce e mai rău.